Cișoșac. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Deschidem o nouă săptămână emoționantă în buza alegerilor comasate locale cu europarlamentarii, ceva ce urmează să ni se întâmple. Gata, avem, e clar. Avem acest verdict, adică nu... N-am mai lăsat un pic loc la întors, aș fi zis de întors ca la Ploiești, dar având în vedere ce scandal e cu administrația publică centrală din județul, locală, din județul Prahova, nu-ți vine să mai invoci nici măcar ieșința de județ. Domnule, era Rareș Bogdan ăsta invitat pe la tot felul de chestiuni locale, adunări, emisiuni, ce naiba erau alea, locale acolo și vine și calculează și scoate ochii și domnule, costă, știu cu democrația costă, dar nu ne stă bine cu un miliard? Atâta costă dacă nu comasă, mamă, și începe și te explică cum cu miliard dolari, câte lucruri se pot face pentru voi românii cu miliard dolari. Bă, da, putem să punem problema și altfel. În sensul în care mai bine cheltuim banii organizând alegeri decât să-i fure ei. Da, păi dacă stăm să ne gândim așa la scandalul de corupție generalizat în politica românească, nu prea mă simt confortabil cu bani mulți lăsați așa la mâna politicienilor. Lasă să fim așa la virgulă, pentru că, nu, dacă despre economie era vorba, am fi trebuit să începem până reducerea numărului de parlamentari. Dacă facem economie. Reducerea desfințarea pensiilor speciale ale parlamentarilor care nu trebuie să primească niciun fel de pensie pentru că au fost parlamentari. Dom'le, n-au niciun argument în favoarea ideii că sunt niște ca și cum oamenii... ar primi un bonus că au plecat în vacanță. Păi i-am obligat, eu puteau să stai acasă să se uite pe pereți. Asta și, mai mult decât atât, hai să le comasăm pe toate. De ce comasăm doar două? Să comasăm alegerile toate. Dacă și, despre asta e vorba. Da, acum n-au niciun prilej în care să-ți poată spune în mod credibil faptul că sunt foarte atenți la cheltuirea banului public. Dom'le, au secretar de stat grămadă, înființează agenții, dau bani în toate părțile, au lăbărțat cheltuiala publică continuă. Adică nu e cumva vreun fel în care să poată să vină și să-ți explice, dom'le, noi suntem chivernisiți, cheltuim banii ăștia cu care se puteau face atâtea lucruri pentru pensionarii noștri. Domnul Zanfir, e vineri cum eram noi aici adunați la fața locului, discutam despre felul în care PNL-ul își plasează la primăria capitalei un candidat a treia cale. De ce? Nu ca să ajute candidatul PSD-ului luând voturi de la candidatul de dreapta Nicu Șordan, cum multă lume s-ar fi gândit. Nu, nicio legătură. Dom'le, au varianta, a treia variantă și încearcă să ofere cât mai multe, pentru că ei sunt cumva în favoarea democrației, să ofere cât mai multe opțiuni. Și astăzi, cum zapam eu așa în această nebunie a televiziunilor, nimeresc chiar pe domnul Burduja, oferit drept candidat vineri, pus să comenteze astăzi ideea că, dom'le, ar putea să aibă, până la urmă, candidat comun PSD și PNL. Și acum stăteam și mă gândesc, bă, dar nu era, mă, vineri, în care ne spuneau că n-avem, domnule, nicio legătură cu PSD-ul. Dimpotrivă, noi vom face campanie împotriva PSD-ului și a doamnei Firea și mai candidați acolo. Și astăzi era domnul Burduja explicând la televizor, domnule, nu știu, să vedem că nu s-a luat încă o decizie, e posibil să avem același candidat cu PSD-ul. Păi nu era, mă, împotriva PSD-ului vineri. A, au trecut 3 zile, păi sunteți vine, împreună Radu, cu PSD-ul. E o nouă săptămână. Am înțeles, da. Dacă ai rămas încremenit în trecut. Dacă stăm așa să ne blocăm. Deci, eu am înțeles așa, PSD și PNL ar putea susține un candidat comun acolo unde USR are primar. Are primar și la București pare că USR-ul are cumva primar, dar la fel avea și PNL-ul, că până la urmă Jordan nu ia primul USR-ul. Și deci, păi și ce e rău în asta? Păi nu e. Pentru că vor susține candidatul PSD, da. Și deci dispare iepurele penelist de necoate. Dai seama că nu cred că se va întâmpla lucrul. Îți dai seama. Nici o noimă. Păi ce sens are? Păi PSD-ul ca să câștige are nevoie de candidat de la PNL, vine PNL-ul și... Deci PNL nici n-a înțeles, eu cum să te ajut pe tine? Nu face nimic. Nu, că vrem să te susținem. Nu, mă susține că mă încurci. Deci PNL, dacă susține candidatul PSD, îl ajută pe Nicu Șordan. Da. PNL, ca să ajute cu adevărat candidatul PSD, trebuie să candideze pe compropriu. Și știu, știu că exact. E greu de înțeles de cine conduce acum Partidul Național Liberal, că nu sunt cei mai... cele mai ascuțite creioane de penar. Defectele lor. Hai să spunem că, să spunem că se pricep mai bine la altceva decât la gândire strategică.
Dar posibil în alte județe să... În alte județe, da, uite, da. Timișoara, Brașov, Bacău, Câmpul Lung, Mușel, dacă îl pui pe Radu și Bogdan îți spune. Și ia, stai, Alba, Iulia. Stai o secundă, stai Victoria! O secundă. Și în Victoria o să... Ce județ e Victoria? Județul Brașov. Victoria, județul Brașov. Bun, am Victoria. Domnul, Victoria cuiva mai exista, că cineva tot câștiga legele. Dar eu vreau să te întreb altceva. De exemplu, în Timișoara. În Timișoara avem candidat primar userist, pe da. Dominic Friț. Da. Și potrivit acestei variante de lucru, PSD și PNL vor susține același om. Și întrebare, PSD va renunța la candidatul său pentru a-l susține pe liberal sau peneliștii și PSD-iștii vor pierde împreună în fața lui Dominic Friț cu un candidat PSD-ist? Că acolo șansele să-ți câștige PSD-ul primăria municipiului Timișoara sunt mai degrabă preduse. Da, anterior. Nu avem un trecut favorabil. Nu e un trecut da. Foarte PSD-ist da, acolo. Da. Timișoara e poate precum că... Bucureștiul pe vremuri. Da. Nu. Deci nu. La nivel de municipiu, sigur. Pe județ lucrurile pot sta diferit. Ce, acum ce vor? PSD-ul va susține pe Nicolae Robu? Vor face campanie lui Nicolae Robu? Deși, sigur. De ce vor lua și ei o chitară în spatele lui Nicolae Robu? Nu-i vezi făcând lucrul ăsta? Adică de ce? Îi văd în stare. Îi văd făcând multe lucruri. În stare de orice. E, acum, în schimb, l-am văzut pe domnul Budăi și rugămintea colegii. Haideți să punem burtiera în timp ce vă povestesc ce l-am văzut făcând astăzi pe domnul Budăi. L-am văzut într-un moment extrem de compromițător, poate la nivelul la care era atunci când retrăgea sprijinul celor de la CRJ ca să nu mai afle lumea ce se întâmpla în căminele de bătând în voluntari. La nivelul ăla de jenă l-am văzut pe Budăi astăzi. Hai să punem burtieră, dacă puteți, dacă aveți la îndemână, să punem burtieră, Budăi îi sabotează pe bucureșteni. Sau ca să fie și mai dureros pentru el, ca să înțeleagă mai bine omul, că între bucureșteni sunt și pensionari. Budăi îi sabotează pe bunei din București. Hai să punem așa, Budăi îi sabotează pe bunei din București. Era cu domnul Burdujea în dialog și îl întreba pe domnul Burdujea, domnule, dar îi vezi, am înțeles că îi vezi retrage sprijinul lui Nicușor Dan la primăria capitale. Așa am înțeles că fac. Burdujea, da, am zis că retrage sprijinul. Da. Păi asta înseamnă că nu mai au majoritate în Consiliu, nu acolo la primăria capitale. Domnule, noi susținem Burdujea. Domnule, noi susținem proiectele. Acum, dacă proiectul e bun pentru bucureșteni, trebuie să-l susținem, trebuie să... Păi înseamnă că faceți în continuare majoritate cu USR-ul acolo pentru Nicușor Dan, îi ajutați. Burdujea. Nu știu, acum ce încercăm și noi, până la urmă nici eu nu știu exact cum e. Păi ori faceți, ori retrageți sprijinul, orice dracu faceți acolo la primăria capitală. Budăi acolo înverciunat să-i retragă sprijinul, să-l saboteze pe Nicușor Dan, ca anul acesta bucureștenii să beneficieze de acest sabotaj, uitându-se stupefiați, la felul în care nu se întâmplă nimic în anul în care fix asta trebuia să se întâmple, și anume să se concretizeze proiectele pe care le-au construit până acum. Și în capul lui Budăi, domne, în capul lui Budăi s-a sălășluit ideea că ce bună soluție ar fi să-l sabotăm pe Nicușor Dan cu PNL-ul, să se aleagă praful de București anul ăsta ca să câștige doamna Firea primăria capitale. Bă, n-avea nicio rușine când o spunea. Mă uitam la el, bă, dar nu e jenă, ăstuia. Ce era, nu mai știu, din studio, era de la USR, era... Cine era? Și nu știa, intrase într-o bâlbea lui, nu-i vrea să cadă ce vede acolo, ce se întâmplă acolo. Bă, n-a venit nicio rușine, omul ăsta. Acum e amuzant, domnul Budăi, în multe circunstanțe, da, și tu să faci apel la rușinea lui, de tine ce să mai zic. Adică, dar la tine aveam niște așteptări. N-ai, bă, că mă uitam că... Mă gândeam că mai deții capacitatea de a te mira în fața domnului Budăi. Ce să te mai surprindă? Sunt tânăr, sunt entuziast, că nu mai pot să mă mir de lucru. Nu ești suficient de tânăr. Da, nici suficient de tânăr. Nu ești îndeajuns de tânăr încât să te mai mir la Budăi. În februarie 2024, da. Domnul Buzăianu este șocat de ce poate spune Budăi. Hai, am depășit starea asta. Nu mai... E ceva trecut. Mă surprinde iarăși că mai e luat în discuție. Că mai e invitat în platouri. Păi, e bine că e invitat în platouri. Așa, am văzut că orice poate fi invitat. Am văzut și nu, invitat. Poți să inviți orice, nu. Da. Adică suportă platou orice fel de lucru. Da. Platoși. Cred că mai... Ce să... Omul nu e de meseri. E slab, rău de tot. Profesional vorbim. Deci este cel pe care dădea vina slab. Doamna ministru al educației, spunând că, domnule, nu eu le-am promis profesorilor. Uitați-l, ăsta este. E un om slab. Cu... Ia uitați-l, ăsta este. Și ei îl aduc la televizor ca și când e în favoarea lor PSD-iști. Mă rog, domnul Zafi, apropo de PSD-iști, Victor Ponta candidează la primăria capitalei. Dar nu este această... PSD-ist, domnul Buzăianu. Dar ce e? Pro-românist? E pro-românist. Am înțeles. Cum să fie PSD-ist? Asta e mare...
Mare rușine. Dar nu suntem toți pro-România, stai o secundă. Ești împotriva României? Ce, Doamne, acum? Am văzut și niște anti-româniști. Am înțeles. Noi deci suntem bună româniști, domne, nu pro-româniști. Pro-China, de ce nu și-a pus pro-China? Și-a pus pro-România. E, plus că a zis că e pleonazm. Da, asta știe toată lumea. Da. A face niște declarații. El acum, de când nu mai practică politica, și-a găsit un nou rol. Declarator? Nu asta că ce zice. Nu, e sperietoare. Îl folosesc unii ca să sperie candidați cu el. Pentru că Victor Ponta nu mai are capacitatea să câștige alegeri, dar are capacitatea de a-i face pe alții să le piardă. Dar sau cel puțin așa se ambiționează domnul Ștefureac de la Inscop să demonstreze cu sondajele sale. Că diferența dintre accederea în turul 2 pentru domnul Ciolacu, Ciolacu constă în Ponta. Da. Dacă îți candidează Ponta, e posibil să te trezești cu Mircea Joană și Șoșoacă în turul 2, spune institutul domnului Ștefureac. Deci toată cheia la el. Dacă nu-ți candidează domnul Ponta și ți-l ții liniștit, mâncat, băut, dormit, odihnit, nu vrea să facă circ, intri în turul 2 fără probleme, bineînțeles, cu stăpânul nostru Mircea Joan. Înțelegi? Da. Cam așa se pune problema la anumite institute de sondare a opiniei publice. Da? De exemplu, la cel pe care l-am evocat puțin mai devreme, al domnului Ștefureac, pe care lumea îl cunoaște, că îl vede non-stop la televizor, știe ce și cum. E, domnul Victor Ponta se introduce așa în discuția despre prezidențiale, spunând că, sigur, sunt pe locul 4-5, dar de mine depinde să fii tu pe 2 sau pe 3, și știi că la prezidențiale, dacă ești pe 3, ești degeaba. Și acum se lipește un pic și de discuția de alegerile locale, pentru că poate să încurce și aici. Că cine poate mai mult, poate și mai puțin. Poate și mai puțin, sigur. Dacă poți să dai peste cap alegerile prezidențiale, sau mă rog, așa se acreditează teza asta, cum se acreditează sondajele alea mari la Șoșoacă, că atunci când te trezești cu multe voturi, cum te-ai trezit cu multe voturi pentru UDMR în Bărăgan. La fel, pe corecte, asta vreau să zic. Da, când te trezești pe corecte, să vină niște sondori să spună, păi da, sondajele mele o arătau de mult. Păi sondajele tale o arătau de mult ca să acrediteze ce o să ne prezentați voi la urne. Ar putea fi abordarea unui om mai degrabă sceptic. Dar într-o țară în care instituțiile statului funcționează desăvârșit, în care democrația e la cel mai înalt nivel, în care toate drepturile civile sunt respectate și în care niciodată nu s-a vorbit despre fraudă electorală, o țară cum e România, nu ne putem gândi că rezultatul votului va fi diferit de ceea ce își dorește poporul. Românul, care e suveran. Dar haideți să ascultăm pe Victor Ponta cum anunță că poate să încurce oamenii și la alegerile pentru primărie, doar la prezidențiale. Și mai face ceva. Acum e și un concurs, apropo de încurcă, e și un concurs cumva de înjosire al Nicușor Dan. Care mai de care are la el mai degrabă? Am auzit-o pe aia cu parcatul mașinii, n-am înțeles-o. Ia să hai să o mai urmărim o dată, poate ai tu o altă cheie de interpretare. Îmi face plăcere să văd că după... Eu nu mai sunt într-o funcție de conducere din 2015, din noiembrie. Sunt aproape 9 ani. Faptul că în continuare în sondaje apar pentru diverse funcții înseamnă două lucruri. Unul, că am învățat mult în ăștia 9 ani, din lucruri bune și din lucruri rele. Când spun lucruri rele, mă refer la dosarele care mi s-au făcut, la toate minciunile care s-au spus. Și doi, că da, sunt un om care sunt capabil să am idei și vi le expun la dumneavoastră, le expun acolo unde sunt întrebat. Dincolo de asta, ca proiect politic, vreau să-mi ajut colegii din Pro-România, îl ajut pe premierul Ciolacu în zona economică și am proiectele mele private. Dar cred foarte tare că e o nevoie după dezastrul. Eu consider că e un dezastru, asta e cine se supără pe mine, dezastru de 10 ani cu Klaus Iohannis, după dezastru de 4 ani cu Nicușor Dan, chiar cred că ar trebui să avem niște candidați care să facă altceva decât au făcut Klaus Iohannis și Nicușor Dan. Care vor fi aceia? Care vor fi susținuți? Așteptăm cu toți. Putem să rămânem așa să băltim în mlaștina asta în care suntem acum? Sau putem să folosim punctele tare ale României? România, întotdeauna am crezut, probabil de asta am și fost băgat, mi-au făcut dosare, m-au înjurat, m-au făcut vinovat de toate cele, pentru că eu am demonstrat în 2012-2015 că România poate să fie o țară care prosperă, unde s-au reduc taxe, unde se dau salariile și pensiile, unde mediul de afaceri câștigă. Sper că anul ăsta să existe candidați. Eu
Eu mai văd și partea negativă în ce mă privește. Dacă tot se băga Ponta în sondaje, înseamnă că n-au prea mai apărut oamenii. Când și Crin Antonescu și eu eram lider la PSD și PNL și aveam 40, 45, 50% încredere, ne luptam cu un Traian Băsescu, care și el venea, sigur, căzuse. Acum toată lumea e așa pe jos, pe burtă, nu se poate fără lideri care să aibă curaj, care să aibă idei, să aibă proiecte, care să spună, da, domne, eu mi-asum chestia asta, asta e, mă critică, mă înjură, nu știu ce, doamnă, nervoasă, nu dau doi bani pe aia, eu merg pe direcția mea, pentru că eu cred că asta e bine pentru România. Ca să clarificăm și pasajul acela în care vă spunea, domnule, ce redutabil premier a fost, domnule, era o perioadă în care tuturor țărilor le mergea bine. De ce? Nu existau probleme. Nu exista nicio problemă. Nu exista război, nu exista nicio criză de niciun fel și sigur că atunci... Nu era durere, nici întristare. Nici suspin. Era da. Extraordinar. Era extraordinar. Păi și, domnule, asta nu poate fi un merit de om politic? Dom'le, în guvernarea mea n-au fost războaie, n-au fost pandemii. Dar cum? Vrei? Te bucuri și tu de ce ai? Era echipele românești în cupele europene la cel mai înalt nivel, jucau. Dom'le, adică totuși se întâmplau lucruri. Pe vremea lui Iliescu a venit Michael Jackson, ca se califica România la campionatul mondial. Haide, dom'le, că erau alte vremuri. De ce nu întoarce la Ion Iliescu, dom'le? Domnul Zafir, domnul Ponta mai vine și mai aventurează și el o jignire. Ce, un primar pe care eu l-aș pune să-mi parcheze mașina. N-a fost cuprins în acest calup entuziasmant. E mai lungă formularea. Da. Da. Eu l-aș pune să-mi parcheze mașina că o lovește sau ceva de genul ăsta. Te caut eu o formulare l-aș exactă. L-aș pune ca să... A, uite, am găsit-o. Ai găsit-o? Bucureștiul e un oraș de care își bagă în șeu un domnul Nicușor Dan care ar lovi o în parcare. A, zice, un primar pe care eu l-aș pune să-mi parcheze mașina, domnul Nicușor Dan, că ar lovi o în parcare. Deci el își dorește de aici, reiese cumva că își dorește să fie lovită mașina în parcare sau care? E... Da, nu, acum că îmi spui, da, eu am citit doar titlul, zic, bă, da. Acum că intru în detalii... E Jupiterul și vrea să o facă pe toată, dar nu înțeleg care, dom'le, dacă tot bani, adică ce, are casco și, dom'le, dacă lovită în parcare, ia ce... Dar aș pune să-mi parcheze mașina? Că mi-o lovește în parcare. Că mi-o lovește în parcare, da. Deci nu... Ce-ți dorești tu de la mașina ta? Dom'le, să o fie lovită în parcare, dar nu vrei să dai tu în ea. Deci are o problemă cu mașina, dar vrea să-și... Are boală pe nu vrea mașină. Direct el să o dea în ea. Ei, mașina lui, apar discuții. Da. Dar să o lovească Nicușor. Bă, acum eu sunt convins că el are niște mașini ceva mai elaborate. Era pe electrice. Dar pare mai modest, adică nu văd parcând mașini mari. În schimb, într-adevăr, și prima dată când parchez o mașină de asta, nu, cum are domnul Ponta, e posibil să fim ceva ce mai puțin destoi. Nu, așa-l văd, pe de-o parte. Era pe electric ultima dată. Dar pe de altă parte, domnul Uzeanu, dumneavoastră omiteți un aspect esențial. Dacă domnul Victor Ponta este un copilot de raliu de succes. Da, a fost calificată situația de către Traian Băsescu. El l-a instituit în postura asta. Cum l-a instituit Traian Băsescu? Domnule, nu știi că l-a ironizat că e copilot, că nici asta, măcar domnule, mașina nu și-o conduce, domnule, că e copilot acolo, e al doilea. Da. Așa, domnule, putem, dar ce îmi pare multe. Da. Dacă îmi pare rău de ceva. Nu știu dacă nu i-a fost campion sau ceva la un moment dat. Era, oricum, un copilot într-o echipă de raliuri de succes. Campion, două cuvinte. Dacă e unul singur, nu prea. Dar, domnul Zafir, ideea e următoare. Ce îmi pare mie rău și dacă am o regret când îl văd pe Victor Ponta, mi se instaurează în cap așa. Domnule, cum se uita el atunci, dacă vă aduceți aminte la momentul cu MTO, când era el cu ministrul de finanțe, doamna ministrul de finanțe lângă, era cu Traian Băsescu la Cotrocei, se uita așa și, domnule, ce aș zugrăvi. A ratat ocazia să vedem ce frumos ar fi făcut la Cotroceni Victor Ponta, cum ar fi vopsit el acolo frumos, nu știu, cu o stea pusă, alb, roșu, culori, eu așa văd genul ăsta de situație, cu steluțe, cu ceva, cu galben, steluțe galbene, cu roșu, ceva de genul ăsta, văd că și-ar fi făcut el acolo la Cotroceni, cum am văzut că se poartă în lumea bună, nu în Asia, pe acolo așa am văzut el că se poartă. În egală măsură, nu-mi dau seama dacă nu cumva ratăm și această idee, care e importantă în legătură cu el. Dom'le, el la un moment dat avea un partid pro-România. Și toată capacitatea sa electorală a fost de așa natură încât n-a reușit să-l bage în Parlament. Deci el n-a reușit să bage partidul de care dispunea pro-România ăsta și zici că nu-i interesat. Dar uite, acum l-a băgat în Parlamentul European, în schimb. Da, l-a băgat. Să zic unul la mă. Deci, a luat două mandate de europarlamentar. Era spre desfințare partidul ăsta. N-a reușit să prindă Parlamentul României la ultimile alegeri. Atât de destoinic este domnul Ponta și sigur trebuie să profităm de destoinicia asta. În altă ordine de idei, domnul Buzău, tot așa, ca să părem jandarmii adevărului istoric. Da. Domnule, la ultimele alegeri au ratat niște partide intrarea
cu 4 și foarte mult. Aha. Știi? Sigur, au mai fost și altele. Nu doar partidul lui Ponta, și PMP-ul. 4 și foarte mult. La PMP mi se pare suspect. Că 4,9. A fost, într-adevăr, deși în favoarea domnului Ponta, trebuie să spunem că a fost o situație suspectă pentru toată lumea. Nu în favoarea domnului Ponta. Într-un echilibru. Nu în favoarea domnului Ponta și nu în favoarea PMP. Sau, doar așa pentru... Constatativ, pentru istorie. Deci, știi, pentru consemnarea corectă a realității. Da. La ultimele alegeri, niște partide au ratat pragul electoral cu 4 și foarte mult. Cum îmi amintesc și de Valeriu Nicolae, care a pierdut alegerile tot așa cu, nu știu, o mână 12 voturi sau nu știu ce, și intra deputat. Adică, la ultimele alegeri parlamentare, într-adevăr, sunt chestiuni care, în perfect acord cu respectarea votului popular, nu mă gândesc că a făcut ceva jmecherii, bă, dar foarte straniu, mă, foarte straniu, cum niște partide s-au dus un procent, 2, 3, 4, 4 jumate, 4, 9... S-a plafonat. Domnul Zanfirea, apropo de plafon, haideți să o ascultăm pe doamna Firea, care începe să se plafoneze în această ipostază de candidat momentan. Candidat momentan, doamna Firea e într-o stare de nervi acum, că, domnule, nu se concretizează nimic, stau, aștept, sunt cu domnul Pandele, ne învârtim în casă, doamne, iată, poate nu auzim ceva, că începe campania și sunt nominalizată. Doamna Firea, astăzi. Rămân candidatul la candidatură. Este o onoare pentru că nu lupt pentru mine, am o profesie pe care pot să o fac oricând, lupt pentru principii, pentru idealuri, pentru oamenii care au încredere în noi, cei care am fost acum 3 ani și am făcut lucruri bune pentru capitală. Va fi foarte greu și vom avea un start incert dacă se amână luarea unei decizii sau dacă aceasta se va lua foarte târziu. Pentru că vom avea un dezavantaj față de ceilalți competitori. Cu privire la domnul președinte Ciolacu, de a candida la primăria capitalei, în primul rând domnia sa trebuie să expună public dacă este reală sau nu informația. Mie personal mi-a transmis că nu a fost o știre corectă, dar totul este posibil. Nu știm de cine și cu ce folos, sau nu știm dacă a avut, poate, nu știu, o minimă bază reală. Poate cineva a intrat în posesia unor cercetări sociologice care se realizau astăvară și în care erau incluși mai mulți candidați. Doamna Firea, arzând de nerăbdare să devină din nou doamna primar, nu mai poate să... Domnul Zan, e o chestiune de timp până la urmă. Stai un pic, acum va fi nominalizată, câștigă alegerile, revine, adică sunt niște formalități care trebuie să îndeplinite. Stai un pic. Da, mă, dar suspansul ăsta o dă peste cap și o consumă puternic. Adică, stai seama că povestea asta cu Marcel Ciolacu, care ar candida la primăria generală, mă, n-are damf de credibilitate. Din punctul, adică spre mine nu se simte. Dar eu cred că au vrut să-l înjosească cumva, au vrut să-l domnule, genul de om care ar candida la primăria... Marcel Ciolacu a fost cel mai șocat de zvonul ăsta. La ce? Primăria generală. Primăria generală. De ce? Eu nu pare de au venit cu tot felul asta? De povești și lasă că au mai fost și alții primari generali și apoi președinți. Păi Traian Băsescu, dar a avut un mandat întreg, a câștigat de nou, apoi a plecat, a trebuit să plângă Stolojan, adică nu, a trebuit să îmbolnăvească Stolojan și să plângă Băsescu, adică s-a întâmplat. Acolo, da. Marcel Ciolacu, despre care e de notorietate, care are ambiții prezidențiale, din punctul meu de vedere are și prima șansă la alegerile prezidențiale. Nu prea cred în povestea aia cu Joana, așa, a venit, deși se dorește. Adică el își dorește. Cumva, se împinge mult la el, da. Dar la mintea Joana trebuie să mai explicăm faptul că zilele acestea se petrece acest eveniment emoționant al aducerii în țară al cumnatului său, nu? Aducerea în țară a cumnatului său. Ceea ce îți dai seama că, într-un fel, va constitui o problemă imensă pentru Mircea Joana. Va fi întrebat, domnule, vă veți grația cumnatul? Dai seama, întrebări, tot felul de întrebări. Bun. Dar nevoia doamnei Firea este nu neapărat de infirmare a candidaturii domnului Ciolacu, cât de confirmare a candidaturii sale.
Știi? Cum aveau domnitorii români nevoie de firmanul de confirmare de la înalta poarte, doamna Firea are nevoie de firmanul de confirmare la alegerile astea locale de la Marcel Ciolacu. Să-i zică odată, nu candidezi, domnule, tu candidezi, doar tu candidezi. Da. Nu mai candidează nimeni. Nu mai candidează candidezi absolut nimeni. Candidezi tu singură, uite, nu mai candidează nici Nicușor, nu mai candidează nici Burduja, nu candidează niciun, ești tu singură, du-te. Să vedem cum le pierzi așa. Diana Stoica, USR, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, noi vă mulțumim. De asemenea, Dan Cristian Popescu de la PSD alături de noi. Bună seara, mulțumim. Bună seara. Și domnul Mihail Gudu, PNL, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara în și noi vă mulțumim că ați acceptat-o. Bun, acum vreau să-l întreb pe domnul Popescu. Mi se pare, domnul Popescu, o lipsă de civilizație din partea domnului Nicușor Dan să-i țină, să stea pe scaunul ăla când vine o doamnă care vrea să se așeze, stă în picioare, doamna Firea? Domnul Popescu. Da. Am înțeles. O să fie alegeri și bucureștenii vă... Am înțeles. Deci mizați pe democrație. Mizați pe zona asta a democrației. Nu s-a stabilizat... Eu cred că doamna Firea va fi viitorul primar general. Și domnul Nicușor Dan, nu știu dacă mai poate să repare ceva din mandatul eșuat, început acum 3 ani jumate. De ce ziceți eșuat? Mai ales dacă vor fi alegerile... În iunie, așa cum se vorbește. Nu e o decizie. Auziți, dar cum argumentați termenul eșuat, ca să înțelegem despre ce spuneți? La ce vă referiți când ziceți eșuat? Păi dacă ne uităm la promisiunile dânsului, da, și la ce a realizat. Așa. Nu prea regăsim realizări din ce a promis dânsul, nu din ce ar trebui în București neapărat. Doamna Firea a promis falimentul capitalei. Doamna Firea a promis falimentul capitalei, ca să înțelegi dacă dânsa a avut totuși un mandat reușit. Că poate dacă a promis, domnule, băgăm un faliment în București, pot să spun, dar domnule, într-adevăr, bravo. Așa, uite, și a ținut promisiunea. Să știți că povestea asta cu falimentul, da, s-a cam demontat. Și cu Caracatița de la București. Cum s-a demontat povestea cu falimentul? S-a demontat în sensul că l-a rezolvat Nicușor Dan în 2 ani, în sensul ăsta. Răspund eu sau doamna? Că nu... Răspunde și dumneavoastră și apoi și doamna, vă rog. Cum s-a demontat? Deci, falimentul nu s-a confirmat. Nu s-a confirmat că sunt cam aceiași angajați la primărie, cam aceiași directori ca... Nu, stați un pic, că vorbim lucruri separate. Cum nu s-a confirmat? E o întrebare care. Domnul Popescu, cum nu s-a confirmat? Păi nu a intrat în faliment, nu, unde? Da, bun, haideți să depășim momentul ăsta, că cred că nu a mai rămas bucureștean care să nu știe cum s-a rezolvat problema datoriilor astronomice generate. Datoriile sunt de foarte mult timp, nu sunt de pe vremea doamnei Firea. Bine, da. Păi au fost și alți primari slabi înainte, da? A fost în anii 2000, adică da. Nu... Da, ok, dar nu cred că e decizia asta, având în vedere că alegerile vor avea loc mai devreme decât era cazul și decât ar fi trebuit democratic vorbind, cred că românii din București au discernământ, se duc și votează, dacă vor rame de ochelari luate, mocangeli, pomenii, folcloriste, nu știu ce, așa, au o candidat pe așa, dacă vor proiecte pentru București, au candidat, dacă vor iepuri, au iepuri, adică n-are sens să mai dezbatem noi aici, să spunem cum nu era un dezastru capitala când erau datorii în ultimul hal și acum are capitala rating mai bun decât întreaga țară. Erau conturile blocate. N-are sens să intrăm în discuția asta. Dar eu voiam să vă întreb, dacă tot a început Radu discuția cu dumneavoastră, adesându-vă dumneavoastră o întrebare, domnul Popescu, deci este o certitudine în momentul de față în PSD că doamna Firea va fi candidatul acestei formațiuni sau se mai discută? Păi este o alegere între doamna Firea și nu știm cine este o altă variantă. Adică mie mi se pare pe logică că ar fi doamna Firea candidatul PSD-ului. Se mai vorbește nici despre... Nu prea mai avem mult timp de ales. Se mai deci vorbește despre variante de la sector? O altă persoană care ar vrea să candideze pentru București. Primar de sector, domnii Negoiță, Băluță, nu sunt variante vehiculate la momentul ăsta. Deci au refuzat public, din câte am auzit. Și despre domnul Marcel Ciolacu, drept posibil candidat, dumneavoastră ați auzit ceva în partid? Nu, în partid niciodată, dânsul nu a exprimat că ar dori nici altcineva, am văzut într-adevăr o știre sau două știri, fără un fundament. Deci singurul nume vehiculat în PSD în momentul de față este cel al doamnei Firea.
Exact. Bun. Și care stă și cea mai bine în sondajele făcute de partid. Ok. De atunci lucrurile sunt destul de clare. Dar o ultimă întrebare și așa mergem... Așa mi se pare și mie. Mergem la ceilalți invitați. De ce durează atât de mult până când devine confirmată candidat la primă? De ce nu e deja oficial candidatul? Domnul Popescu. Da, e o decizie care se va lua în legătură cu toate candidaturile de la marile orașe și de la consiliile județene. Înțeleg că sunt anumite discuții încă legate de candidaturi comune în anumite zone. Nu am detalii să vă dau, dar înțeleg că nu sunt închise aceste discuții pentru candidaturi comune pentru anumite orașe. Și deci așteptați să aveți lista de candidați pentru toate primăriile sau toate orașele mari și după aia îi anunțați pe toți odată? Păi, sunt anumite situații unde este un primar PSD și acolo e mai clar. Da. Și unde e un primar PNL, iarăși... Da, dar n-ați putea să o anunțați pe doamna Firea candidat oficial, că ați văzut că stă așa într-o tensiune, nu-i, adică pare... Dacă treia să o anunț, eu aș fi anunțat-o, dar nu este... Domnul Ciolacu trage de timp, oare, de ce? De ce trage domnul Ciolacu de timp, doamna Diana Stoica? De ce credeți? Nu știu, dar vă spun că o situație mai jenantă decât asta cu candidat la candidatură, în care practic doamna Firea spune, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Doamna Stoica, e model american, primaries. Păi primaries, dar nu se face așa ceva la PSD. La PSD e cu directive, nu cu primaries. Despre ce vorbim? Asta cu domnul Ciolacu e o tâmpenie. Vă dați seama că nu o să aleagă bucureștenii un domn care a făcut școală la 30 de ani, nu știu, care și-a dat seama că cea mai mare realizare, așa cum dânsul a prezentat-o, e că și-a închis balconul din banii aia de la copilărie. Lăsați-i pe doamna noastră, care intervin dramatic, pentru că, domnule, am văzut de-a lungul timpului pe bucureștini făcând tot felul de alegeri, adică nu i-aș lăuda așa, nu i-aș ridica în slăb pe bucureșteni. Eu am încredere că s-au desmeticit, ca să spunem așa, și vă spun, apropo de faliment, că știm cu toții situația în care doamna Firea și predecesorii săi, dar tot de la PSD, dacă e să luăm așa, au lăsat o mare gaură în faliment, practic au lăsat primăria. Nicușor Dan a lucrat 2 ani de zile să aducă pe linia de plutire primăria municipiului București. Nu mai zic că în acești 2 ani a reușit, pe lângă să o scoată așa la suprafață, și să avem un rating mai bun pe București decât pe țară, da? Deci este mult mai credibilă și mai bancabilă, dacă vreți, primăria municipiului București. N-au zis că e rău lucrul ăsta? E rău lucrul ăsta, nu e lucru bun. Cum să fie rău, dacă au încredere investitorii în noi? Era mai frumos înainte pe modestie, dar știți, eu sunt un mare apărător al bucureștenilor, spre deosebire de... Nu știu ce investiție în București. Discutăm imediat. Eu sunt un mare apărător al bucureștenilor în general, spre deosebire de domnul Buzeanu, care nu ratează nicio ocazie să-i critique. Să-i taxeze, da. Dar nu știu dacă argumentul dumneavoastră, că domne, școala făcută la nu știu ce vârstă stă în picioare, gândiți-vă că domnul Piedone a câștigat de foarte multe ori alegerile în sectorul 4, le-a câștigat și în sectorul 5. Domnul Negoiță a câștigat alegerile de foarte multe ori în sectorul 3, adică oamenii au tendința de a urmări alte criterii atunci când își votează primarul, nu neapărat performanțe academice. Plus că sunt atât de mulți politicieni cu doctorate și titluri științifice care au dificultăți în a face acordul subiectului cu predicatul, astfel încât s-a cam decredibilizat și povestea asta a intelectualului din politică. Mergem la domnul Michael Gudu, vreau să-l întreb ceva. Aveți tatonări pe marginea unor candidaturi comune la primăriile unde USR-ul are primar în funcție? Pornind de la prezumție. Există discuții în acest sens, dat fiind și cum arată legea electorală în momentul de față. Cu un singur tur, nu știu ce. Atât timp cât primarul este ales din primul tur, da, și unde primarii care sunt în funcție au un avantaj în acest sens, evident că se poartă discuții pentru a putea câștiga respectivele primării printr-o alianță eventual, printr-o discuție. Bun. Ca ceilalți candidați, da, da, să se coalizeze împotriva primarului în funcție. Bun. Și pornind de la prezumția că îl asociați pe Nicușor Dan unui candidat USR, deși el e oficial independent, există pe masă varianta asta în care să renunțați la candidatul dumneavoastră pentru primăria generală și să o susțineți pe doamna Firea? Să știți că n-am auzit o asemenea discuție și nici nu a fost discutată în cadrul vreunui birou politic național, astfel încât PNL-ul să susțină pe doamna Firea la primăria capitalei.
Păi n-a zis puțin mai devreme că acolo unde nu aveți primar... Ba da, dar aici se discută punctual de primăria capitalei, iar eu vă spun că nu există o discuție prin care noi să fi luat o decizie de a o susține pe doamna Firea. Deci primăria capitalei e o discuție separată de restul tuturor primăriilor din țară? Este, dacă nu mă înșel, este a doua funcție după cea de președinte ca număr de voturi. Este o primărie foarte importantă. Sigur că da. Păi de ce e mai important decât cel care va câștiga primăria capitale va avea al doilea număr de voturi, da? La nivel de țară. Va fi o persoană mai mare. Ok, orașe mai mari, orașe mai mici, dar principiul nu e același? Unde nu aveți nici dumneavoastră, nici PSD-ul primar în funcție, vă uniți și susțineți un singur candidat? Adică, da, dar nu în București, nu în Timișoara. Păi, doamna Soica, unde mai aveți primari? Ca să vedem unde pot face niște excepții. Bacău? La Brașov, la Bacău? Bacău, Câmpul Lung, Mușcel și mai multe comune din țară. Da. Dar stați că mie acum m-am prins, că peste dispenile practic și-au dat arama pe față, pentru că ei nu ziceau, acum, de fapt zic asta de mult timp, că noi nu suntem puternici, că nu avem nicio șansă la alegeri. Păi atunci de ce se adună două dita mai partidele ca să înfrângă USR-ul, un primar USR? Deci implicit ei recunosc că atât primarii USR cât și Alianța Dreapta Unită îi va înfrânge la toate alegerile, da? Pentru că sunt singura șansă pentru o Românie modernă. Să știți că oamenii argumentul, s-au săturat. Argumentul interlocutorului nostru de la PNL a fost următorul. Dom'le, acolo, și nu numai el dânsul, dar asta e argumentul PNL-ului, din ce am citit. Dom'le, primarul în funcție are foarte mare putere. Păi da, ca să câștige oamenii ăștia alegerile, au învins un primar în funcție. Exact, unul la mână și doi la mână. Primarii în funcție au tendința de a mai pierde și alegeri. Primarul în funcție, dacă mandatul a fost dezastruos, da, e un contraargument la faptul că e primarul în funcție. Adică depinde ce a făcut acolo de așa puternic. Domnul Popescu, să fie corectă cheia asta de interpretare pe care ne-a oferit-o doamna deputat Diana Stoica, două partide gigantice... Bine, acum sunt ironică. PNL-ul înțeleg că se bate cu aurul la proces. Două partide mărișoare, așa, cele mai mari două partide din România, ca să mă exprim corect, la momentul actual, se unesc pentru a învinge USR-ul? Chiar așa? Nu e o decizie clară în acest sens. În opinia mea, nu e nevoie de această unire pentru a învinge USR-ul, cel puțin în București, unde cunosc mai bine situația. Într-adevăr, primarii USR, cei mai mulți dintre ei, au câștigat printr-o alianță în 2020, s-au aliat cu cei de la PNL atunci. Da. Au câștigat o serie de primării. Nu ar fi câștigat aceste primării fără o alianță. Da. Dar acum sunt în funcție și, sigur, au un mic avantaj. Eu, dacă aș fi întrebat eu personal, cred că în București nu este nevoie de această alianță pentru a scăpa de primarii. Dumneavoastră vreți să candidați la sectorul 2, nu? Da. Și aveți... Nu am nevoie de o alianță cu PNL-ul pentru a câștiga sectorul. Da. Adică asta a spus sondajele pe care le-am văzut. PNL-ul acolo își pregătește candidat? Cu cel mai probabil. Dacă nu o să fie această alianță pe care nu o decid eu, se poate decide la nivel național. Și în favoarea căreia spuneți că nu sunteți. Adică dumneavoastră n-ați vrea să fiți candidatul PSD-PNL la primăria sectorului 2. Sondajele pe care le-am văzut, eu câștig fără alianță cu PNL. Adică nu am nevoie de această alianță. Nu cred că, adică în București, cred că oricum alegătorii răspund mai puțin la ordinul de partid, domnule, votați candidatul altui partid, pentru că așa am decis noi în birou. Cred că își au decizia singuri. Vă dau, dacă vreți, un alt argument legator de sectorul 2. Am candidat în 2020 susținut de PSD, dar două treimi dintre votanții PNL au votat cu mine. Deci vreți să votați la PNL, domnule Popescu? Nu am ascultat ordinul partidului de a vota cu candidatul USR. Doamna Soica, ați avut un comentariu, dar nu s-a auzit. Eram curioasă dacă vrea să întoarcă la PNL, domnul Popescu. Domnul Popescu, dacă doriți să-i răspundeți. M-am întors la primăria sectorului 2. Am înțeles. Domnul Popescu, haideți să lămurim, să clarificăm o chestiune, okay, că totuși suntem oameni maturi, nu suntem copii, știți? Scutăși noi așa, că între oameni mari. Domnul Popescu, candidatul PNL-ului, dacă intervine, dumneavoastră n-aveți nevoie de o alianță, spuneți. Păi,
Dați-o secundă că alianța ar fi în defavoarea dumneavoastră. Dumneavoastră ar fi mai degrabă favorizat de faptul că PNL-ul își pune un contracandidat ca să ia contracandidatului dumneavoastră principal din voturi. Adică faptul că n-aveți nevoie de o alianță e de andoaselea. Aveți nevoie să-și pună candidat ca să puteți să câștigați. Asta e ideea. Că putem în alianță... Și așa. În sondajele de la sectorul 2, eu conduc și dacă aș fi susținut de PNL și PSD și doar de PNL. Da, asta ce ca să clarificăm. Un caz aparte. Alianța în sine... Are logică, ce spuneți dumneavoastră. Deci, dar alianța în sine, este mai degrabă în favoarea candidatului de dreapta. Pentru că în felul ăla nu mai pleacă voturi de la el. E clar, lumea zice, domnule, în partea e PSD-ul, aici e candidatul meu, pac, mă duc și pe dacă pui un iepuraș și pe acolo, mai sunt câțiva. Nu este o regulă. Nu e o regulă. Nu este o regulă. Cred că alegătorii pot vota și pentru persoana respectivă, dacă le place de acel candidat, chiar dacă e candidat pe un partid sau altul. Corect, corect. Ați văzut la sectorul 3, a ieșit un candidat în 2020 care era pe un partid inexistent, un partid creat. Sau la 5, tot așa, pe un partid foarte mic. Deci au fost niște voturi chiar în contextul unei alianțe USR-PNR atunci, care își propuneze să câștige multe sectoare. Doi candidați, v-am dat două exemple, care au câștigat mai mult pe persoană fizică decât... Absolut. La nivel de capitală chiar așa s-au întâmplat lucrurile și în general, dacă vedem primarii și în teritoriu care au trecut de la PSD, la PNL, la ce formațiune au mai găsit ei disponibile și au câștigat alegerile, au rămas în funcție. Deci, mai mult, dacă vreți să mergem chiar mai mult, în 2020, Nicușor Dan, el a fost susținut de PNL și PSD, pentru că de PNL și USR, îmi cer scuze, pentru că au fost forțați cele două partide, pentru că, de fapt, candidații lor nu se apropiau de scorul lui Nicușor Dan și atunci au hotărât să-l susțină. Nu neapărat că era candidatul PNL. Dar n-avea un candidat mai bun decât el. Bun, aș vrea să schimbăm puțin linia asta, da, ca să mergem către o chestiune... ce ține de finanțe, că vorba aia de-aia cum astăzi, să mai salvăm niște bani. Să salvăm banii, da. Domnul Sega, înțelegem că e o mare problemă cu taxa asta pe boală, pe concediu medical și a început deja să arate primele efecte. Sunt mamele cu venituri foarte mici, cu salarii foarte mici, care au rămas cu venituri și mai mici în urma acestei taxe. Unele au pierdut 200 de lei la venituri. Înțeleg de asemenea că sunt afectați părinții care își însoțesc copiii la chimioterapie. Adică oameni aflați în situații extrem de sensibile sunt prejudiciați de această taxă pe boală sau cum, Doamne iartă-mă să o numim, încercarea stângace a guvernului de a compensa ce pierd din cauza unora pe care nu-i verifică îndeajuns să ia cu concedii medicale efective. Dar e greu de mimat o sarcină și o naștere și un bebeluș. Destul de greu de inventat, astfel încât să spui că în zona asta a concediului de maternitate poate sunt și multe făcute din pix. Și de asemenea, în cazul afecțiunilor deosebit de grave. Exact. Și aici PSD și PNL au venit și au dat iarăși o palmă oamenilor care, pentru că e o taxă pe boală și pe maternitate, cum bine ați spus, este o impozitare a unui concediu medical, deci sau a concediului de maternitate, da, care oricum este plătit de angajator din niște fonduri, contribuții pe care angajații le plătesc deja în timpul serviciului. Deci este o aberație să impozitezi de două ori acest lucru. În al doilea rând, noi am sesizat avocatul poporului să sesizeze CCR acum câteva săptămâni. N-a făcut acest lucru. Am depus acum câteva zile o inițiativă legislativă pentru eliminarea acestei taxe pe boală și pe maternitate, pe care chiar astăzi PSD și PNL au amânat-o din dezbateri, deci nu vor să o voteze, nu vor să elimine această boală, vor doar să îi atace pe oamenii, așa cum ați spus și dumneavoastră, proaspetele mămiți, da? Aparținătorii persoanelor cu boli cronice, cancer, diabet, afecțiuni cardiace. Domnul Budu, la PNL acolo aveți o explicație pentru această amânare? Sau pentru cum vă poziționați în legătură cu subiectul ăsta? În primul rând trebuie precizat că doamna senator Nicoleta Pauliuc, alături de alți colegi liberali, chiar astăzi a depus un amendament care vizează această eliminare a impozitorii cu 10% legea noastră medicale. Și a depus un amendament. A luat copy-paste, a respins pe al nostru, doamna, și a băgat dumneavoastră un proiect. Ce aberație asta? Ce contează cine l-a făcut? Noastră,
Și era mai rapid să-l dezbatem pe al nostru. În acest sens. A, da, a avut o reacție că ați băgat taxa asta. Asta a fost reacția dumneavoastră. Dumneavoastră ați băgat taxa, nu că sunteți la guvernare. Taxă. Se pare că acolo a fost o eroare când a fost adoptată acea ordonanță. Dumneavoastră guvernați o țară, nu e o covrigărie de la Buzău să faceți erori din astea. Au fost discuții în spațiu public pe marginea acestui subiect. Lumea a fost oripilată. Cum eroare? Ce eroare? Cum eroare? Dacă era eroare, se corecta a doua zi. Cum de altfel s-a mai întâmplat atunci când au încurcat procentele cei de la Ministerul de Finanțe. Această corectare acum prin acest amendament depus, pentru că amendamentul nu vizează doar, din păcate, acei pacienți. Păi da, deja mi-au pierdut banii. Nu merge. Cum zice doamna Stoica, și este concediu de maternitate și risc maternal pentru îngrijirea copilului bolnav. Deci este un nonsens să se mai impoziteze cu acei 10%. Păi și de ce se impozitează totuși? De ce s-a impozitat? Pentru că Ministerul de Finanțe, pe care îl controlați dumneavoastră, liberalii, nu? Sau l-ați pasat pe Boloș, l-ați dat PSD-ul, l-ați dat? E la dumneavoastră. Domnul Boloș este ministrul finanțelor. Boloș susținut de PNL. Deci domnul Boloș susținut de PNL n-a argumentat niciodată că asta ar fi o greșeală. Deci s-a mers, primul punctaj de partid pe care l-am auzit cu toții a fost acela că trebuie identificate niște măsuri pentru că prea mulți își inventau concedii medicale. Probabil asta toți sunecuriștii de partid stăteau doar în concedii medicale, toate pilele stăteau doar în concedii medicale, sunt convins. Problema e că soluția dumneavoastră a lovit dramatic în oameni aflați deja într-o stare foarte fragilă din punct de vedere financiar și nu doar financiar. Acum, există orgolii de-astea mărunte la nivelul Parlamentului? Dom'le, nu susținem amendamentul USR, depunem noi un amendament în Pauliuca noastră. De ce n-ați votat amendamentul ăla? Nu cred că și nu mă scuzați-mă, dumneavoastră sunteți la guvernare. Puteți să dați un OUG instant să rezolvați problema și să restituiți banii pe care i-ați furat de la oamenii ăștia. Să-i dăm domnului Gudu ocazia să răspundă. De ce nu ordonanță de urgență? De ce nu primul amendament depus? De ce niciodată n-ați spus public că aia a fost o greșeală? Vă rog, 30 de secunde. Vă rog. Deci altă explicație pentru existența acestui impozit de 10% pentru concediile medicale nu cred că există. De aceea spun că legiuitorul poate din eroare a inclus aici și acele categorii de care spuneam mai devreme, și anume pacienții oncologici, acel concediu de maternitate și risc maternal. Cum ne-ai mai dat greșeală banii? Nu e vorba de legiuitor, asta a făcut guvernul PSD-PNL. Legiuitor în țara asta e Parlamentul. Din păcate nu mai avem timp, o să reluăm discuția, doamna Stoica. O să reluăm, da. USR, mulțumim, domnul Gudu, PNL, mulțumim, domnul Popescu, PSD, mulțumim. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună, România! La revedere! După o scurtă pauză o să stăm de vorbă despre ultimele sondaje apărute în spațiu public și sondajele astea au și ele scopul lor, nu anume de a reflecta dorința românului, cât mai degrabă de a reflecta niște direcții spre care trebuie să o ia lucrurile. Dorința unor români. Unor români, okay. Unor români care au și ei niște planuri și îți dai seama că trebuie să și le expumă într-un fel, nu atât de direct. De exemplu, nu e ca și cum pot spune, măi, noi o să pompăm masiv în X. Nu, trebuie să o faci într-o manieră elegantă. Deci apare și sondaje de exemplu, care apare un sondaj în care ți se arată că românii îl vor pe X. Și ulterior să se confirme. Uite, noi am uite românii chiar l-au vrut pe X. Chiar l-au vrut. Sigur că da. În egală măsură a fost scandal foarte mare cu un meeting împotriva extremismului la care a participat și liderul local al doamnei Șoșoacă, al lideri locali. Imagini după o scurtă pauză. E important de precizat că liderul local este un mai vechi cetățean cu aspirații politice. Nu știu dacă ți-amintești, domnul Buzău, dar am vorbit și noi odată despre domnia sa, atunci când am anunțat că Clovnu Bobo intră în politică. Intră în politică, ne întoarcem după o scurtă pauză cu aceste subiecte și multe altele.